depus-o până în iulie. Domnule ministru, referitor la conturile de Facebook false, ați depus o plângere la poliție sau veți face ceva în sensul ăsta? Încă nu n-am avut timp, dar o să fac, cred. Chiar n-am avut timp să mă ocup de asta. Da, vi s-a spus și ce exact se scrie în numele dumneavoastră? Da, mi-a trimis, nu știu, cineva pe care nu-l cunosc, mi-a trimis un mesaj prin care îmi reda o conversație între el și un așa numit Cristian Ghinea, care îi promitea niște bani europeni. Deci s-ar putea să fie caz de fraudă. Vreau încă o dată să avertizez că nu există alt cont sau pagina mea de Facebook decât cea oficială. Nu dau consultanță pe proiecte specifice, nici nu răspund la întrebări pe proiecte specifice, pentru că vă dați seama, dacă începe să fac asta, toată lumea m-ar întreba, am și un proiect, domnul ministru, postul și așa mai departe. Tocmai pentru a nu exista această cerere, nu am răspuns niciodată la proiecte punctuale, la întrebări despre proiecte punctuale și nu o să fac nici acum. Dacă e vorba de fraudă, atunci sper să apuc să fac o plângere la poliție. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.